povestea mea! Parcă ziceai că nu vrei să fugi. Cerul s-a cutremurat ieri în satul mare. Ioana Vivien, fetița de 10 ani omorâtă și aruncată la gunoi de cumnatul ei, a fost condusă pe ultimul drum. Mama și sora ei au stat neclintite la căpătâiul micuței. În jurul lor au fost zeci de oameni îndurerați în drumul spre cimitir. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Ia iureala asta de aplicație de impresariat artistic e complet inutil. Eu pot face lucrurile mult mai comode, dacă dorești. Și 14 județe din sudul și estul țării sunt din acest moment sub avertizare cod portocaliu de viscos. Va fi în zone abundente, vânt puternic și temperaturi care pot cobori la minus 20 de grade Celsius. Iar autoritățile nu exclud instituirea codului roșu pentru anumite zone. Mini-vacanța elevilor s-a prelungit și astăzi, iar studenții de la Universitatea din București își vor reprograma examenele. Echipajele de urgență stau în gardă, trebuie să fie gata să intervină oricând și oriunde. Șubolan de maștină! Bună, sunt Nifty. Hai, ridică-te! Deșteptarea picioare de meu! Vei plăti pentru asta, Ginger! Vei plăti pentru asta! Vei plăti pentru asta, Ginger! Vei plăti pentru asta! Veți plăti pentru asta! Cu toții! Veți plăti pentru asta, Peșter! Veți plăti pentru asta! Veți plăti pentru asta, Robert! Veți plăti pentru asta! Veți plăti pentru asta! Încetează! Cartonașele nu sunt în ordine! Hei, încetează! Hai, încetează! Nu mai arunca în mine cu piciorușe de crab! Băi, încetează! Diego, încetează! Ce e? Deci, asta înseamnă că tu crezi că este posibil să reabilitezi un păcătos? Singur, pe jos, nu pot să-ți dau voie. Ei au învățat lacrimile pe obraz, iar mamei sale i-au secat. Aurelia a fost înmormântată cu onoruri militare. S-au adunat în jurul sicriului alb cei dragi colegii, oameni care i-au văzut chipul pentru prima dată la televizor, și moții care au ajuns primii la avionul distrus. Regretul că n-au putut-o salva și pe ea este mai mare decât bucuria că i-au salvat pe ceilalți. Cei? 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 Unde ți era capul? Sper că munciți din greu aici, mergi leneș. Școala iepurașilor e pericol. De ce au trebuit să vină uriții ăștia în pădurea noastră? Ca să evite impactul cu o șoferiță neatentă, un bărbat a tras de volan, a dărâmat un stâlp de beton și a ajuns cu roțile în sus, chiar într-o benzinărie. Puțin a lipsit să intre într-una dintre pompe și doar câteva secunde înainte, pe trotuar a trecut un copil de mână cu o femeie. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Să nu vă întoarceți fără oul de aur! Fugiți și ajutați-l pe fratele vostru! Nu pune mâna, e pentru cină! Dacă vă las, nu mai rămâne nimic! Ce-a fost asta? Ne-am prins, chimpanze obraznic! Ne-am dus la închisoare. Capitanul era să le libereze pe Bernardo, dar apoi a sosit un bărbat, cu o mască. Zicea că numele lui e Zorro. Oh, și a luptat singur cu... Diego, trezește-te! Iar în ceea ce te privește pe tine, e grav că ai fugit iar în pădure. Dar pe data asta ai obligat-o și pe Eli să meargă cu tine.